La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Așa cum v-am spus, continuăm. Momentul cu numărul 61. Și tot trei autori vor fi împreună cu noi în acest moment. Dintr-o revistă Poezia, din iarna lui 2016, am selectat o poetă din Franța, tradusă aici de Cornelia Bălan Pop. Și poemul este următorul. În mănăstirea suferinței, nicio divină lumină să-mi lumineze pașii, numai strălucirea unui zâmbet în care se ciocnesc tânguiri și desfătări. Îmi luminează drumul spre celula uitucă, în vacarmul imposibilului strigăt din străfundul corpului meu. Ascult în liniște vocea luminoasă a lentei mele agonii, rugă a unui corp în decădere. Aștept cu ardoare ultima licărire a întunecatei nopți. Cred că mulți dintre noi nu așteptăm neapărat cu ardoare o ultimă licărire, dar cu siguranță în formularea poetică și tristețea capătă alte sensuri, ca de fiecare dată. Din acest frumos volum, cele mai frumoase poeme din 2011, autori selectați de Claudiu Comartin și Radu Vancu, l-am selectat pe Constantin Abăluță să fie împreună cu noi. Poemul Neantul. Într-o zi n-a mai vrut să se ducă la serviciu, a rămas acasă și a urmat ziua întreagă pisica. Fiecare mișcare de-a ei îi părea nouă, cum n-o mai văzuse până acum. A doua zi s-a plimbat prin tot orașul, descoperea străzi pe unde nu mai fusese niciodată, străzi din orașul lui, copaci din orașul lui. A stat în fața unui ceas public, urmărind cum sare cu zgomot sec minutarul. Colinda prin magazine, cumpăra mici nimicuri. Îi venea să-l bată pe umăr pe fiecare vânzător și să-i spună: lasă-l dracului de magazin, hai cu mine la o bere. Pe biciclistul căruia îi se desumflase roata, l-a ajutat să-și o umfle. Mânuia pompa cu dezinvoltură, biciclistul zâmbea stânjenit. Când a început ploaia, s-a adăpostit într-un gang. A sunat la o sonerie. I-a cășunat să întrebe de numele unui vechi coleg de liceu. I s-a spus: așteptați. L-a îmbrățișat pe domnul care a ieșit după un timp. Domnul l-a îmbrâncit și l-a trântit. I-a trântit ușa în nas. Clipa recunoașterii s-a evaporat. Neantul celui care nu se duce la serviciu a pus stăpânire pe el. Doamne, fă să moară cine trebuie. Umbra statuii din scuar să traverseze bulevardul, atingând cutia poștală vandalizată, de unde, când bate vântul, scrisorile se scurg ca sângele dintr-un trup. Constantina Băluță. Și un prieten care ne însoțește în acest moment, Dumitru Crudu, am selectat din volumul 5 poeme din Rotterdam, pe care l-am
așa am format, după cum vedeți, pe Colea 4. Poemele sunt foarte lungi, așa că am făcut o selecție din aceste minunate relatări ale prietenului nostru. Ieri Rotterdamul era așa de luminos și eu eram așa de vesel, scrie Dumitru Crudu în acest volum. În aeroportul din Amsterdam am intrat împreună cu ea și am ieșit singur. Mai bine ar fi fost invers, mai bine intram singur și ieșeam împreună cu ea. Dar nu, eu am intrat împreună cu ea și am ieșit singur, fără ea, doar cu un rucsac în spate, lăsând-o pe ea acolo, în burta aia uriașă de vacă, să se descurce cum poate, și nu pentru că aș fi fost un nesimțit sau că aș fi vrut să mă răzbun pe ea în felul acesta sau că ne-am fi certat la cuțite, ci pentru că nu există încă niciun aeroport din lume în care să intri împreună cu ea și să nu ieși de acolo singur. Toate aeroporturile astea sunt gândite ca niște instrumente de tortură, foarte rafinate, noile instrumente de tortură ale epocii noastre, pentru a-i face pe oameni nefericiți. Iar femeile alea îmbrăcate în haine albastre sunt niște cinice care fac tot ce pot ca să-i despartă pe oameni și să-i împrăștie în toată lumea, numai ca să nu fie împreună. Doar ca să-i țină cât mai departe unul de altul, pentru asta și primesc o groază de bani. Și trebuie să recunosc că își justifică banii până la ultimul cent. În curând va ieși și ea din burta asta de vacă, dar printr-o altă ușă, la care eu n-am acces, și se va întoarce cu fața spre clădirea monstruoasă din piatră și sticlă, în care m-am întors și eu disperat și nenorocit, în ziua asta de marți, și se va uita lung la ușile din sticlă aeroportului din Rotterdam, din Amsterdam, sperând că acesta se va izbi de pereți și de după perdeaua lor voi țâșni eu alergând spre ea. Dar asta nu s-a întâmplat, pentru că oamenii ăia atât de politicoși, îmbrăcați în salopete albastre, nu m-au lăsat să alerg după ea. Și mi-au făcut vânt pe ușa afară și a văzut toate astea și nu a putut face nimic. Am intrat în aeroport 2 și am ieșit singur și nu am cui să mă plâng. Și nimeni din lumea asta nu poate repara nedreptatea care mi s-a făcut. Iată, prietenul Dumitru Crudu spune aici o poveste în care ne regăsim uneori și noi acum în zilele astea, când 60 de zile am stat acasă și am vai, vai, vai. Dragii mei, te salut, Ana, care ne privește acum pe mine și pe poezie. Vă spun un singur lucru și de fapt ce v-am repetat. Rămâneți cu poezia, dragii mei. Ne revedem și mâine la un nou moment. Seară bună!